Bună, sunt Mia. Vreau să vă vorbesc puțin despre acum sunt foști concurenți. Și despre câștigători și despre alți foști concurenți. Am înțeles că s-au despărțit Cosmin și Alexandra, s-au certat. Sper să nu se fi despărțit pentru că chiar îmi plăcea de ei. Și mi-a părut rău că au fost eliminați. Poate aveau șanse la premiu. Erau drăguți, erau chiar drăguți împreună. Am văzut că a postat fără ea, acolo distracție, am văzut-o pe Elena, am văzut-o pe Alina, pe ea n-am văzut-o, pe Alexandra n-am văzut-o. Cine știe ceva s-a întâmplat. Sunt tineri, se ceartă și nu știu să împace imediat, se despart. Așa fac. Dar sper să se împace pentru că e păcat. Cât au stat împreună? Câteva luni. În câteva luni nu poți să cunoști un om. Chiar nu poți. Nu îl cunoști în câțiva ani, dar măcar în câteva luni. Și Berneș cu Sabrina au plecat la Cluj. Au plecat la Cluj. Sper să se înțeleagă bine, pentru că mama lui Berneș, o femeie, părea, eu nu o cunosc, bineînțeles, foarte cum se cade, și sora lui și tatălui, niște oameni ardeleni. Eu am părere bună de ardeleni, să știți. Mie chiar îmi plac ardeleni. Eu sunt din Banat, dar îmi plac ardeleni. De asta l-am și simpatizat pe Berneș la început, până să înceapă cu prostiile ale lui, cu ținutul ca un cățeluș după Sabrina. S-au căsătorit, dar că există ciundarea, nu iubește în continuare, au sperat la premiu ca fiecare, și el tot e cu emoțiile puternice, că poate să-l lasă, poate să dispartă, există divorț. Dacă s-au cununat, nu înseamnă că gata, căsătoria e bătută în cuie. Nu se mai destramă, nu există așa ceva. Nu există. Că mai zicea unii pe Facebook că ea se duce în Spania după Larisa. Larisa nici nu în Spania. Am înțeles că participe la Splash. Nu știu. Așa am înțeles. Poate să participe, poate să nu participe. Și de Berneș chiar mi-ar pare rău să se despartă de ea, pentru că ea o familie foarte unită. Sunt toți niște oameni foarte de treabă, foarte, foarte de treabă. Și au între ei o legătură foarte strânsă. Ar fi păcat să dezamăgească familia lui. Nici nu trebuia să se fi căsătorit cu ea. Ea e mai... De fapt, ați văzut-o cum e, să nu mai mă pronunț. Ați văzut-o toți cum e? Sabrina. Sau Sabina, că normal Sabina o cheamă, că am văzut când la căsătoria din Sabina. Ce să spunem și de Sese cu Giovanna? N-au declarat mare lucru, decât că vor să plece în vacanță, în Elveția, vor să meargă la Timișoara, vor să meargă la Iași, la Moldova, la el, de unde o fi, Botoșani sau de unde o fi. Bună, dragilor! Am vrea să vă mulțumim, în primul rând, pentru tot ce ați făcut pentru noi de la începutul emisiunii și până la sfârșit. Ne bucurăm că ați fost alături de noi și ați ales să susțineți familia Seseman acum. Și cel mai frumos și cel mai real cuplu. Cum putem să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut? Doar prin iubirea noastră. Și o să postăm mereu să vedeți ce facem, să ținem legătura, să creăm familia Seseman, nu? Cu toții. Și voi faceți parte din familia noastră. Cu voi am crescut, cu voi mergem mai departe. Vă iubim și așteptăm să vorbim face-to-face, prin cameră, cum putem. Da, Iasmin. Vă mulțumim încă o dată pentru tot. O să... Mai vreți? Frumos! Inima mea? Da, te îmbrățișez și vă pău și multă iubire vă transmite. Da. Love, familia Seserman. Ce face tata? Îndingături. Ce face tata aia? Despre, au fost întrebat ce o să facă cu premiul, n-a dat niciun detaliu, normal, nici n-a primit banii. Mai e până primește banii, peste 3 luni, în caz că o să fie căsătoriți. Dar după cum o văd eu pe asta și cum am văzut-o tot timpul pe Giovanna, nu știu cum o suportă, măcar să o suporte încă 3 luni ca să ia banul, că păcat să nu ia banul, dacă tot o suportat
6 luni în casa mireasă, unde e foarte greu să știți. E foarte greu. Și timpul trecea atât de încet, nu ai ce face acolo. Nu ai ce face. Mă bucur că au câștigat, dar tot cred că e, de fapt, cred, așa e, decizia staffului, nu e doar după voturi, să știți. Dacă sunt voturi, se zice că ar fi și 100%, și dacă staff-ul nu e de acord, nu e de acord. Nu are nicio legătură cu voturile. Bine, sunt bune și voturile, că bagă bani în buzunar la staff, dar nu doar voturile decid, nu. Staff are un cuvânt foarte greu de spus. Și Berneș, chiar vorbesc de el cu Sabrina, a avut un mesaj la Larisa, prietena Sabrinei, prietena ei. Ea i-a susținut. Ea chiar i-a susținut. Așa cum nu o suporta Berneș pe ea, dar Larisa i-a susținut. Și i-a spus Sabrinei să nu se căsătorească cu el. E așa. Așa a pierdut foarte mult. Pentru că de câte ori au avut ocazie, a spus, nu m-am mărit, n-a zis așa tot timpul. Cum zicea și prezentatoarea, chiar și când era la machiaj și la probă de rochie, zicea tot că nu se mărite. Până la urmă a spus, da, dar, dacă ați observat, a ezitat puțin. I-a dat niște emoții lui Perne și nu numai lui, cred că la toată lumea. Mai ales la susținătorii lor, dacă mi-a dat și mie, că nu îi susțin. A dat pe emoții mari. Când a stat, a întrebat-o, cred că a cântărit pentru câteva secunde lucrurile. Dar eu cred că a spus da doar de dragul spectacolului, pentru că a fost chiar frumos, de asta s-a șepăzat stafful, pentru că Mirela sau Simona, o cheamă și Mirela și Simona pe prezentatoare, știi de ce zic Mirela? Eu așa îi spuneam când eram în sezonul 2, așa îi spuneam Mirela, lui Simona Gherie, o cheamă și Mirela. Și a insistat foarte tare, chiar i-a și spus când a zis că ea nu vrea să se mărite, zice cum acum nu te măriți că ai fost la probă la rochie. I-a dus la Splendor, care a și sponsorizat concursul, bineînțeles, i-a dus la Splendor și au luat diferite. Sabina, asta a fost a ei. Era prea frumos spectacolul ca să zică nu, îi strica. Ar fi stricat tot. Așa cum zis, hai să zic da, că văd eu după aceea ce mai fac. Nu e niciun lucru complicat. Acum ziua dat un divorț, nu e mare lucru. Dar eu chiar n-aș vrea să se despartă. V-am spus de mai multe ori, nu-mi plac despărțirile. Eu am fost despărțită. Încă sunt. Eu am fost părăsită. 4 copii. Deci, nu-mi plac despărțirile. Dar ce pot eu să fac? Fiecare își plănuiește singur viața. Și o trăiește după cum vrea. Nu după cum vreau eu, după cum vrea fiecare. Iar Alina și cu Valentin chiar s-au dus să ducă niște alimente la niște familii. Natalia. Am spus prostii și am vorbit lucruri pe care nu trebuia să le spunem. Noi nu avem decât să vă mulțumim. Nu știu dacă altcineva ar fi avut atâta putere și atâta răbdare ca și voi să arătați toate chestiile astea, să suferiți cu noi, să vă gândiți atât de mult la două persoane care practic nu le-ați văzut în viața voastră, adică vorbim despre noi. Dar din cauza asta vă mulțumim foarte mult și ne-am dorit să vă mulțumim în continuare. O să încercăm pe cât de mult posibil, cel puțin despre mine. Eu nu prea am fost în mediul online, am prea fost live, n-am fost niciodată un live. Dar acum ieșim din sezonul ăsta și pentru că ați fost atât de mult aproape de noi, promit că să mă străduiesc și eu să fiu la fel de mult precum Alina. Alina este fată și cumva ea e vedetă de dinainte să apară și orice. Ea e vedeta mea oricum. Și da, vă mulțumim. Și încercăm pe cât de mult posibil să vă ținem la curent cu tot ce face sau cu tot ce facem sau ce urmează să facem, pe cât de mult posibil putem și noi. Deocamdată uite că, nu, tu zi că eu aici citesc comentariile. Deocamdată ne-am propus, acum am ieșit de la hotel, am primit 5 zile de spitalizare după casa mireasa de la mama noastră din Florida și fetele ei. Și de aici ne-am propus acum să plecăm spre Galbinaș, unde o să împărțim absolut tot ce am putut să luăm din casa mireasa, adică mai exact ce a rămas. Și ne-ați trimis voi, nu cel mai mult, în cea mai mare parte, ce ne-ați trimis voi. Ne-ați trimis dulciuri, ne-ați trimis alimente, ne-ați trimis o grămadă de chestii de care noi am folosit, ne-am bucurat și am vrea ca și noi, la rândul nostru, să facem același lucru. Cu copilași, cu familii. Am vrea să împărțim în mod egal. Nu avem un tir de ele. Sper să împărțim în mod egal și să aducem cât mai multe zâmbete și pe fețele copiilor. În special, suntem axați pe copii. Că avem și alimente, clar o să fie și pentru ei, dar cumva mamele lor o să gătească. Alina, dacă cumva
o să aibă timp, ea și-a propus să facă prăjitură. Dar asta o să fie surpriză, dacă o să este avem surpriză. Cum, dacă o să avem posibilitate, dacă o să ne permită. Da. Acum am văzut Alina Ramă în legătură cu Giovanna. V-am susținut de la început. Așa, acum am văzut că este și fratele meu pe live și ne-a zis că vrea să meargă și el. Să știi că noi nu avem loc în mașină unde să te mai băgăm și pe tine. Cumnate, am mai eliberat din mașină, ai mai dat la Peter. Dacă ai idee, dacă vrei să te țin în pachet, eu te țin în brațe, de ce nu? Dacă vrei tu, neapărat, în ceapa lui Alina e o plasă cu un kiwi și până în spate, nu știu. Na. După cum am înțeles, sunt la el acasă, au făcut niște declarații cam vagi. Așteptăm noutăți de adus, așteptăm foarte multe noutăți. Chiar vreau fiecare cuplu căsătorit și nu numai, vreau să aud și ce face Larisa, eu am simpatizat-o. Și ce fac ceilalți? Și după cum am început cu cuplul Cosmin, Alexandra n-aș vrea să se despartă. Erau frumoși împreună. Asta e. Lumea se căsătorește, lumea se desparte. Viața. Ce să facem? Da, dorim să vă mulțumim. Uite, pentru toată verișoara mea, vă pup, abia aștept să te cunosc, Anda. Și sora, eu. Sora mea, verișoara mea, da, e tot pe acolo. Și eu aștept. Doi încrezuți, da, pentru oamenii care ne suportă o să fim tot timpul, orice. Noi dorim să mulțumim persoanelor care ne-au susținut parcursul emisiunii. Dorim să le lămurim în continuare că suntem împreună și vom fi împreună. Eu m-am mutat la București, suntem ok. Deci chiar adică nu ne-am despărțit și nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu avem de gând așa ceva. Suntem foarte bine și familiile noastre sunt foarte bine. S-au cunoscut, se înțeleg, este totul. Anda se înțelege foarte bine cu sora mea. Adică sunt siameze, da. Deci mai mult de atâta nu avem ce să vă spunem decât să stați liniștiți. A susținut doi oameni care chiar se iubesc cu adevărat și chiar rămân împreună. Iar mai departe, pe Facebook, Instagram, veți vedea poze în rest. Eu, în principal, pe Instagram. Pe Facebook nu prea stăm, ca să înțelegeți. Da. Nu folosim. Bine, eu mai distribui câteodată pe Facebook pentru bunici care nu au Instagram. Mai departe, o să fim doi oameni normali. V-am spus, nu o să... Nu vrem celebritate. Nu, pentru noi nu există celebritate din emisiuni de genul și din nimic. Consider că există omenie noi și noi și în casă am fost exact doi oameni normali care și-au trăit povestea de dragoste. Dacă pentru unii am fost aroganți, ne cerem să fie. Să fie sănătoși. Da. Asta a fost tot. Vă mulțumim, vă pupăm, vă iubim și... Vă mulțumim pentru toată susținerea acordată. Pentru absolut tot. O să mai revenim probabil cu poze sau cu ceva. Mai mult pe Instagram. Da. Pe Facebook voi mai distribui și eu din când în când. Așa că vă dorim o zi frumoasă, o săptămână ușoară. Și să fiți mai buni, să nu mai fiți răi, că nu câștigați nimic. Nimic, absolut nimic. Noi nici măcar nu vă citim comentarii. Bine, latră ursul merge. Noi tot la fel trăim, tot la fel ne adică ducem viața. Degeaba sunteți răi că vă faceți rău tot vouă. În fine, asta a fost tot. Vă mulțumim și cam atât. Ne vedem cu bine. Da. La revedere. La revedere. Asta e. Astăzi am o surpriză pentru voi. Ce știi? Că ești dragostea de ține. Da. Și că nu mai am mai mult de atât. M-am urderit cu tot ce ca. Cam atât pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share. Ne vom revedea. La revedere!